Mergând prin pădure și trecând de schitul Sihla, ajungem la una dintre cele mai vestite sihăstrii din Ținutul Neamț, mult căutate de călugării sihaști. Mănăstirea se dezvoltă în timp de la o biserică a unui schit cu totul izolat, destinată doar sihaștrilor iubitori de liniște, până la o mănăstire misionară, căutată de numeroși pelerini. Ansamblul mănăstiresc al sihăstriei este format din Biserica Centrală, Nașterea Maicii Domnului, Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, Paraclisul Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Turnul Clopotniță, Cimitirul și Biserica sa. Din ansamblul construcțiilor, Biserica Centrală prezintă un interes deosebit, datorită faptului că meșterul a reluat stilul clasic al bisericilor moldovenești, echilibrul proporțiilor, zveltețea turlei, efectul liniilor, sobrietatea interiorului și simplitatea decorației exterioare sunt câteva din caracteristicile ei. Biserica este construită în plan triconc, de dimensiuni reduse, cu o singură turlă așezată pe naos. Este împărțită în pritvor, pronaos, naos și altar, iar pereții groși de peste un metru sunt lucrați în mare parte din piatră de râu. Pe lângă icoanele împărătești ale lui Iisus Hristos și a Maicii Domnului cu pruncul la piept, se remarcă cina cea de taină, unde apostolii sunt așezați la o obișnuită masă rotundă, asemănătoare cu cele din casele țărănești. Amintim de asemenea de icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, adusă de la mănăstirea Sihăstria la începutul secolului al XX-lea. Deoarece numărul de pelerini era foarte mare și biserica centrală era neîncăpătoare, s-a decis construcția unei catedrale, ocrotite de Sfânta Teodora, de la Sihla. În anul 1999 s-a finalizat construcția acesteia, iar 5 ani mai târziu s-a terminat pictura interioară în frescă, rămânând depictat numai firidele din împrejurul bisericii. Pictorii fac parte din obștea mănăstirii Sihăstria, fiind conduși de preacuviosul Arhim. Bartolomeu Florea, pictor bisericesc, ucenic al Arhim, Sofian Boghiu, cel ce a realizat și devizul iconografic al bisericii. Intrarea în biserică se face prin partea de vest, pe a cărui fațadă sunt 7 firii depictate în mozaic. Pronaosul are 3 nave, una centrală și 2 laterale, mai înguste, înscrise de 8 coloane, din care 2 sunt angajate în zid. În cimitirul mănăstirii, devenit loc de pelerinaj, se află morminte ale multor nevoitori de taină, precum și mormintele părintelui Ilie Cleopa, alături de cel al părintelui Paisie Olaru, ce aduc o lumină unică de speranță și încredere. Părintele Cleopa veghează și astăzi din ceruri obștea sihăstriei și pe toți cei care se roagă la mormântul lui.